să vorbească doamna, o să-i puneți întrebări, cum mergeți, pe ce... Vorbește doamna, bun. Haideți să începem un pic. Dacă permiteți să-i urăm, doamne ministru Sorina Pintea, ministrul sănătății, bun venit în județul Brâncuș, în orașul Târgu Jiu, și nu spun întâmplător, pentru că la prima întâlnire la anul trecut la Ministerul Sănătății, doamna ministru ne-a spus că este oarecum apropiată de județul Gorj, putem să o considerăm un gorjan, soțul domniei sale, se trage din Peștișan, chiar sorgintea Marelui Brâncuș. Așa că, doamna ministru, deja sunteți un gorjan, din punctul nostru de vedere. Eu vreau să îi mulțumesc, doamne ministru, pentru tot sprijinul pe care ni l-a dat, toate sfaturile bune de-a lungul timpului. Sigur că trăim cu un oltan și-a dat seama cât de insistenți suntem, dar la modul constructiv, pentru că vă spun și doamna ministru poate să confirme, avem întâlniri și discuții pe tema problemelor din Gorj, hai să zicem săptămânal cu siguranță, doamna ministru. Sunteți de asemenea, da, da. De asemenea, nu mai un secret, am văzut că ați preluat vizita pe care am făcut-o la spitalul din Tudor Vladimirescu aseară. Doamna ministru și-a dat seama de realități văzându-le acolo și nu din povestiri, din poze. Eu sunt extrem de mulțumit pentru că doamna o să vă anunțe ce are în plan pentru dezideratul pe care l-am propus fiecare dintre noi, și anume performanța în actul medical și mai ales pentru gorjeni, servicii medicale de calitate, servicii medicale occidentale pe care ar trebui să ni le dorim fiecare dintre noi. Faptul că una dintre investițiile la care am ținut și am mers împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean de atâtea ori la București, domnul ministru mi-a promis că se materializează și vorbim de acel computer tomograf ca investiție principală pentru spitalul din Tudor Vladimirescu și altele pe care o să ni le spună doamna ministru la timpul potrivit. Încă o dată vă mulțumesc și să ne scuzați pentru insistență, dar așa suntem construiți noi. Domnul președinte, îmi mulțumesc și bună ziua și mulțumesc că ați dat cursul invitației noastre de a fi astăzi lângă noi. Așa cum zicea și Mihai, și eu vreau să mulțumesc doamna ministru, pentru că anul trecut, în luna martie, când discutam de alocarea pe județ a aparatului de rezonanță magnetică în teritoriu, doamna ministru a ales Gorjul în primele trei județe, având în vedere că la acea dată nu beneficiam de un aparat propriu a spitalului, era un contract cu o firmă privată care venea din anul 2007-2008 și simțeam nevoia și toate cadrele medicale simțeam nevoia pentru un aparat propriu al județului. Acum îl avem funcțional, astăzi chiar am făcut o vizită și investițiile cu siguranță nu se vor opri aici, nici din fond, și vom aproba bugetul pentru județean, o să vedeți o sumă considerabilă, zic eu, de peste 1 milioane de lei, care anul acesta vor fi duse către Spitalul Județean de Urgență. De asemenea, doamna ministru o să vă spună, din fondurile proprii ale Ministerului Sănătății, un buget, zic eu, foarte bun pentru noi, ca județ, pentru că în sala Maură avem o discuție, am întrerupt-o, avem o discuție cu managerii Spitalului Orășenesc și Municipale din județ, pentru că și ei au nevoie de investiții și o să încheiem cu o temă clară. Cerem ceea ce se poate acorda, cerem ceea ce este nevoie pentru fiecare spital, pentru că trebuie intervenit acolo unde este nevoie. Încă o dată vreau să vă mulțumesc și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mulți dintre colegii din presa locală erau sceptici în momentul în care am spus că va veni un control la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Și vedeți că nu este vorba doar de un om, este vorba de o echipă multidisciplinară formată din 11 persoane și vreau să vă garantez că rezultatele sau concluziile acelui raport, care va fi finalizat în 2-3 săptămâni de zile, pentru că este un raport amplu, a fost verificată fiecare secție, fiecare activitate medicală, fiecare activitate de resurse umane, activitatea de achiziții publice, va fi transpusă în practică. Nu ne putem juca cu sănătatea gorjenilor și numai și atunci când nevoile o impun, o să intervenim. Nu avem niciun partipric, nicio persoană, cine încalcă legea va plăti.
În cadrul anunțului, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru județul Gorj. Vă rog. Și eu vă mulțumesc, bine v-am găsit. Am început aseară vizita neoficială în Gorj, pentru că, nu cred că este un secret, am primit în jur de 62 de reclamații de aici, din județul Gorj, și am vrut să văd exact ce se întâmplă. Bineînțeles că n-am văzut decât o parte din ceea ce mi-am propus. Era foarte târziu și am mai lucrat, în sensul că am avut o discuție cu membrii corpului de control vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în primele zile. Parte din cele scrise, multiplele reclamații, sunt reale. O parte nu. Din păcate, o parte sunt generate de neînțelegerile, diferendele de comunicare la nivelul spitalului, pe de-o parte, și pe de altă parte, de faptul că atunci când vorbim despre calitatea actului medical, nu vorbim despre ceea ce face medicul practic pentru tine sau echipa, ci modul în care tratezi pacientul în întregul lui. Mi s-a spus astăzi obsesiv, dar nu avem rezultate bune, tratăm bine pacienții. Zic, da, medical probabil, dar pacientul are nevoie de mai mult decât atât. Iar modul în care ne comportăm cu pacienții și cu cei din jur spune multe. Ați spune că teoretic aici n-am ce face? Ba da, am. Pentru că până la urmă vorbim despre un sistem public în care Guvernul României investește. Anul trecut s-au majorat salariile. Anul acesta bugetul pentru investiții al Ministerului Sănătății este istoric, cel mai mare pe care l-a avut Ministerul vreodată. Am spus, vă spuneam de dimineață că nu mi-a plăcut ce am văzut. Categoric, infrastructura are nevoie de multe modificări. Dar să știți că nu mi-a plăcut blazarea celor din spital. Pentru că îmi spuneau, știți, este bine, este mai bine ca și înainte, dar nu e suficient. Deci, pentru un pacient, pentru ceea ce ne dorim noi, pentru sistemul sanitar, nu este suficient. Apoi am început să discutăm despre investițiile pe care Consiliul Județean și Ministerul Sănătății le-a făcut și le va face. Asta m-a dezamăgit, cred că, cel mai tare. Că oamenii nu mai așteptări, probabil că nu mai cred. Pentru că au fost atât de multe promisiuni încât este greu să crezi că se vor mișca lucruri. Dar se mișcă. Am fost să văd cum funcționează aparatul de rezonanță magnetică nucleară. Guvernul a livrat 24 de astfel de aparate în țară. Mă bucur că este utilizat. Mă bucur că am discutat cu doctorii de acolo și îl vor utiliza pentru mai multe investigații, pentru că am spus-o și în ședința cu medicii șef de secție și cu managerul, spitalul este obligat să constituie un fond de pregătire profesională a medicilor, astfel încât atunci când lansează o procedură de achiziție, medicul să meargă la pregătire, să nu țină aparate pe holuri. Asta va fi condiția de finanțare cu echipamente, pentru echipamente a spitalelor în general. S-a semnat contractul de finanțare pentru extinderea și modernizarea unității de primiri urgențe. Tot acolo Ministerul Sănătății va finanța achiziția unui computer tomograf. Pentru că a fost una din mirările mele aseară, adică aduci pacientul în urgență ca să-l investigheze, îl pui în salvare, poate între timp pățește altceva, de 7 ani. Și atunci m-am întrebat, de 7 ani, stăm și așteptăm ce? Bani de la minister. Păi eu vă spun că puteam foarte ușor să rezolve această problemă. Furnizorii de echipamente medicale vând în rate și vă dau un exemplu. Baia Mare a cumpărat 3 computer tomografe în rate, un RMN, un litotutor, 2 angiografe. Stăm să așteptăm bani de unde, în loc să ne preocupăm. Asta înseamnă că nu ne-a prea interesat siguranța pacientului. Am dat astăzi de foarte multe ori exemplu Baia Mare. Este spitalul pe care l-am manageriat, dar o să dau în continuare exemplu pentru că fiecare poate să facă ce am făcut acolo. Cu bani puțin, dar cu mult entuziasm și cu medici dornici să lucreze. Apoi, avem un contract pentru eficiență energetică, tot în clădirea din Tudor. Vă spun foarte sincer, în momentul în care vom analiza raportul de control, pentru că am promis că voi veni peste o lună cu raportul, să-l citesc domnilor doctori și personalului, iar împreună cu domnul președinte să luăm deciziile cele mai bune.
vor fi și niște modificări de structură. Deci, și să vă dau câteva exemple. În acest spital n-au ce să caute două secții de chirurgie, pentru că indicele de ocupare, gradul de ocupare a paturilor este 50%. Asta înseamnă că jumate din paturi nu sunt ocupate. De ce să ținem două secții? Sunt multe care derivă de aici. Vă dau alt exemplu, oftalmologie. Gradul de ocupare pe secția de oftalmologie este 40%. Dar în oftalmologie, mare parte din diagnostice se rezolvă în spitalizare de zi și ambulator. De ce ținem 25 de paturi? Dar marea mea mirare și dezamăgirea pe care am trăit-o a fost când am văzut gradul de ocupare la secția pediatrie. În general, cred că pentru prima dată de când lucrez în sistem, când am văzut un grad de ocupare de 30%. Asta înseamnă că populația nu are încredere în medici, în actul medical, că nu este mulțumită de tratament, că nu e mulțumită de condițiile hoteliere. De aceea, pentru că i-am declarat anul mamei și copilului la Ministerul Sănătății, cred că toată lumea știe că am o sensibilitate față de copii, nu am implicat personal cu toții în a face această secție de pediatrie. Și hai să spunem că avem și noroc. A fost semnat ordinul de începerea lucrărilor. Pe partea de infrastructură va finanța Consiliul Județean. Pe partea de aparatură, dotare, paturi și tot ce are nevoie secția va veni Ministerul Sănătății. Deci este inadmisibil ca o secție de pediatrie să nu aibă adresabilitate în condițiile în care sunt atât de mulți copii. Am analizat și alți indicatori. Vă dau câteva exemple. Exact cum discut cu dumneavoastră, am discutat și cu medicii. Există niște indicatori pe care îi analizăm. Eu am scos de la Școala Națională de Sănătate Publică ca să nu existe dubii. Gradul de concordanță între diagnosticul la internare și cel la externare. Ideal ar fi să fie peste 60%. Există secții în Spitalul Județean în care acest grad este 18%. Asta spune ea foarte mult. Apoi, cei de la Corpul de Control mi-au spus despre modul în care se face dezinfecția în spital, pe anumite secții și la anumite aparate. Nu este respectat protocolul. De aceea, Direcția de Sănătate Publică a și dat primele amenzi. Mi s-a reproșat discret că amenziile au început să fie mari. 10.000 de lei. La Craiova am dat peste 100.000 de lei. Deci nu este nicio problemă. Pentru că, nu știu cum să vă spun, probabil că sună la un moment dat declarativ, mă interesează siguranța pacientului. Da, mă interesează siguranța pacientului. Și siguranța pacientului pornește de la spălatul pe mâini, de la respectarea protocoalelor. Ați văzut ce s-a întâmplat cu biocidele. Am avut curajul să fac o plângere, dar mă lupt degeaba dacă în spatele meu cineva nu respectă niște reguli. De aceea, cred că insistențele domnului deputat, a domnului președinte, de a veni și de a vedea exact ce se întâmplă, au fost foarte reale și foarte clare. Pentru că, până la urmă, gorjenii, pe care îi costă și ai mei, fiind rudă cu cei din Peștișani, merită mai mult decât atât. Și trebuie să facem posibil acest lucru. Am discutat acum, discutăm cu primarii și cu managerii spitalelor din orașele județului. Oamenii își doresc foarte multe, dar este important să-ți armonizezi dorințele cu nevoia de servicii medicale din zonă. Și am început să analizăm indicatorii și să vă dau iar un exemplu foarte simplu. Spitalul Orășenesc Bumbești își dorește litotritor urologie. Este aparatul care sparge pietrele cu laser. Am întrebat câți medici aveți? Unul. Spitalul Județean nu are, deși anul acesta nu, dar anul va trebui să aibă, pentru că fiecare spital județean va trebui să aibă. Întreținerea acestui aparat, serviciul, costă în jur de 50.000 de lei pe lună. Ești obligat să faci contractul de serviciu ca să faci contract cu casa de asigurări. Deci nu-ți permiți lucrul acesta și nu asta au nevoie cei de acolo. Am analizat două spitale, Bumbeștiul și Turceniu, și am rugat să revină cu niște cereri realiste pe care o să le aprobăm în totalitate, pentru că avem finanțări.
La spitalul județean, pe lângă acest computer tomograf, vor mai fi dotări în aparatură medicală, respectiv truse de laparoscopie, ecografe performante, paturi în terapie intensivă, monitoare, aparate de ventilație, aparate de anestezie, mese de operație. Și tot când vine în minte spitalul județean, din punctul meu de vedere, este absurd un județ ca și Gorjul să nu aibă palație. Ce facem cu pacienții care au nevoie de aceste servicii? Și am sugerat, dar după ce vom primi raportul, vom discuta împreună, partea acută să o separăm de partea de cronici, astfel încât să avem o zonă de debușeu pentru pacienții care chiar au nevoie de asta, în Gorj. Urmează să analizez acest indicator și necesarul de echipamente cu toate celelalte spitale, dar vă asigur că vom finanța exact ceea ce trebuie. La nivelul țării, acolo unde vom avea un necesar mare, aparatele de radiologie digitale sunt cerute aproape în toate spitalele, vom face licitații naționale, pentru că eu am cerut și estimările. Un aparat digital în Vâlcea este estimat la 1.000.000 de lei, în alt județ la 1.800.000, aceleași caracteristici. Deci, da, avem bani, dar nu avem voie să-i risipim. Sunt mai multe lucruri pe care le vom mai discuta. Am mers în puține zone din spital pentru că am fost informată destul de bine, dar eu vreau să analizez indicatorii, munca. Și atunci când un spital are un grad de ocupare de 50%, dați-mi voie să vă spun că ceva e în neregulă, ceva nu merge. Asta înseamnă că oamenii nu au încredere. Iar pentru noi asta este foarte important. Guvernul acesta a investit foarte mult în sănătate, vrea să investească mult în sănătate, dar vrem ca acești bani să ajungă la pacienți. Și vreau să vă spun că atunci când vorbim despre pacienți, nu avem culoare politică. Eu fac politica pacientului. Și mă bucur că pot să fac asta, că sunt încurajată să fac asta de către toți colegii mei. Eu vă mulțumesc, aștept întrebări. E o improvizație de spital? Și ați văzut ce mi-ați povestit? Anumite secții, da, sunt improvizații. Nu există circuite conforme, cel puțin în zona Tudor unde am fost, probabil că dacă mergeam în zona cealaltă, aveam o altă impresie prima, dar prima a fost șocantă. Nu există circuite, nu se respectă regulile, se intersectează. Sunt niște reguli, cum să vă spun, ca să evite infecțiile, care aici nu se respectă. Există planuri de conformare date de Direcția de Sănătate Publică, spitalul este acreditat în prima etapă, dar vreau să vă spun că nu pare. O să ne întrebăm pe domnul președintele agenției. E vorba de intimitatea pacientului până la urmă, dar sunt convinsă că aveți informații din interior. Nu este murdar, să nu înțelegeți. Era și control încrucișat, control care a fost anunțat în octombrie. Toată țara este în control încrucișat. Am ținut foarte mult aceste controle încrucișate. În unele locuri mi-au ieșit, în altele nu, pentru că oamenii în general se înțeleg din prima, ceea ce nu e regulă. Dar vă le-au dat câteva exemple. În spital, de exemplu, nu au voie să ai materiale care nu pot fi dezinfectate. Am văzut scaune cu tapiserie. Poate vi se pare un lucru mic, dar nu e ok. Ăla nu poate fi dezinfectat. Spitalul este un mediu cu germeni, nu e un mediu steril. Dacă noi mai punem materiale care nu le putem steriliza corespunzător, nu au făcut nimic. În schimb, dincolo e o regulă. Dar aici? De dimineață, după ce ne-am despărțit, vorbeam cu pacienții sau cu rudele lor în curte și spuneau că sunt nevoiți să vină și de 3 ori pe zi cu mâncare de acasă. Bine. Vis-a-vis de mâncare. Există o normă de hrană, un normativ de hrană pe care Consiliul de Administrație poate să-l suplimenteze. Deci dacă consideră că nu ajunge suficient. Dar pe de altă parte, eu vreau să vă spun că există și secții unde există un regim alimentar care trebuie respectat. Postoperator, de exemplu. Lumea vine de acasă cu supă, cu carne, cu normal, pacientul are probleme. Nu a fost operat bine în spital. Există probleme referitor la această sumă care, repet, poate fi suplimentată. Este un normativ minim. E un normativ cadru.
Nu, am senzația că de multe ori legea e citită așa pe sărite sau în diagonală. Da, este cadru, dar cu aprobarea Consiliului de Administrație poți majora norma de hrană. Simplu. Da, trebuie să mai și citim. Și atunci spunem, Ministerul n-a făcut, asta îmi place cel mai tare. Păi, vorbeam despre reforma în sistemului sanitar. Ce să reformăm dacă ceea ce avem nu aplicăm? N-am aplicat încă, nu știm dacă funcționează. Adică avem protocoale de dezinfecție, găsim în județul Gorj că nu se aplică, am găsit niște germeni, schimbăm legea. De ce să o schimbăm? N-am aplicat protocolul. Întâi trebuie să-l aplicăm. Mă scuzați, dar m-am pornit așa. Cazurile despre care presa a relatat acela privire la înregistrarea pacienților de la secția de psihiatrie și medicul Vlad, care a scris anumite aspecte într-o fișă. Observați cum le caracterizează? Psihiatria. Există o legislație foarte clară care la fel a fost citită pe sărite. Noi trebuie să respectăm demnitatea pacientului. Este clar, am spus-o și atunci. Despre medicul care a scris în foaie, pot doar să vă spun că acea procedură nu este autorizată de Direcția de Sănătate Publică. Dacă tot a vrut să ne uităm peste acte, ne-am uitat. Și să vedem. Oamenii sunt binevoitori, vor să o facă, dar nu trebuie să o facem conform legii. Pentru siguranța pacientului. În condițiile scrise de lege. Pentru că această procedură, bronhoscopia, presupune un spațiu, un filtru, este o procedură invazivă. Da? Nu. O facem unde ne taie capul. Și a fost în regulă, inclusiv faptul că a scris dumneavoastră aici, a scris pe foaia de observație. Vreți să vă răspund în calitate de ministru sau ca și om? În calitate de ministru pot să vă spun că există o lege din 2006 privind modul de completare a foii de observație. Potrivit legii nu e corect. Ca și om, ce să vă spun? E foarte ușor să dăm vina. Nu mi-a dat managerul spitalului. N-a făcut Ministerul Sănătății. Dar eu am o fișă postului pe care l-am citit-o. Nu. Nu, nu vreau să văd acum. Vreau să văd peste o lună. Expres nu m-am dus astăzi, pentru că știam că toată lumea se așteaptă să merg acolo. Merg... Întrebări. Să nu sunt discuții indicatorii de performanță. Pe una dintre secții au fost umflați pe una din lunile la începutul acestui an și în un control, Casa Județeană a luat o sumă de bani în apel. A scris presa și despre acest lucru. Alt scandal relatat de presă este cel al pacienților din secția de neurologie aflați în așa salon, femei și bărbați. Același patru. În același patru și în același salon, femei și bărbați amestecați. Nu știu dacă... Ce pot să vă spun? Tot legislația spune că acești pacienți se cohortează pe sexe, la copii, pe vârste. Deci, Direcția de Sănătate Publică ar fi trebuit instant să intervină. Dar, știți, eu mă gândeam, apropo de direcțiile de sănătate publică, au foarte multe atribuții, dar, în general, n-au fost încurajați să-și facă datoria. Și este foarte simplu. Sunt din Târgu Jiu, eu sunt director de SP, sunt prietenă cu medicii din spital, sunt prietenă cu managerul, că am și eu familie și așa, deci trec cu vederea. Uitați unde am ajuns. În toată țara, pentru că s-a trecut cu vederea. Cred că am fost singura ghinionistă din țară care am fost ultra-verificată de DSP. Deci, aici am ajuns din cauza aceasta. Deci DSP-ul trebuie să verifice cohorta pacienților, adică separarea lor pe saloane. Saloane de bărbați, saloane de femei. Dacă nu există locuri, atunci, pe secția respectivă, pe aceeași patologie, neurologia e medicală, o secție medicală, puteau fi puși pacienții la interne, femeile la ginecologie, pentru că îți permite legea. Și mă scuzați, la un grad de ocupare de 50% nu cred că nu erau locuri. Puteau fi puși pe oftalmologie, pe... deci puteau fi puși pe secții de factură medicală. Doamne ministru, cum răspundeți medicilor peste 65 de ani? Ca reprezentant al guvernului, vă întreb acum, care au fost dați afară, deși legea le permite să muncească până la 67 de ani. Există niște proceduri și acolo. Ca să poată să muncească în continuare, trebuiau să depună o cerere cu 3 luni înainte. La conducerea spitalului, Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Medicilor să ia act. Eu nu pot să vă spun dacă s-au respectat aceste reguli sau nu, pentru că nu am văzut spețele. Nu mi s-au sesizat aceste aspecte.
Dar dacă s-au respectat aceste proceduri, atunci motivele încetării contractelor nu există. Pe de altă parte, managerul poate să opteze pentru modul în care își continuă activitatea după 65 de ani, ca șef de secție în niciun caz, pentru că legea spune funcții de conducere până la 65, sau un ambulator în funcție de necesități. Dar, repet, nu cunosc pețele dacă nu s-au respectat procedurile atunci. Nu ne tocmim. Pe cine vedeți responsabil de toate aspectele acestea negative? Managerul ar putea să motiveze că a fost unii pe curând. Este o bună motivație. Dar nu discutăm despre grea moștenire, dar vă rog să mă scuzați dacă în 7 ani de zile nu ți-a trecut prin cap orice manager ar fi fost, că pacientul care merge din urgență cu ambulanța la CT poate fi în pericol. Mă scuzați, nu știu ce să zic. Lucrurile încep să meargă. Eu vă spun, am avut discuții foarte dese, domnul deputat, nu în fiecare săptămână, din 2 în 2 zile. Discutăm despre structură, despre... Pentru că așa aceste decizii pe care le vom lua influențează. Trebuie să cumpănim foarte bine. Domnul președinte, la fel. Exact, dispar secții, dispar funcții de conducere. Nu este simplu. Doamne, dar... Au fost niște situații flagrante care trebuia să vă oblige să cumpăniți deja. De exemplu, situația de la psihiatrie. În legătură cu situația de la psihiatrie, directorul medical al spitalului a spus în fața noastră că a fost un incident minor. Și este încă în funcție. În al doilea rând, managerul spitalului a spus că a aflat pe 11 decembrie că fiica dânsului a filmat pacienții, că s-a plasat a doua zi la psihiatrie și a închis cazul. Fără nicio cercetare. Nu a închis cazul. A închis cazul. Există înregistrări video cu managerul spunând treaba asta. Cazul a fost redeschis abia pe 7 februarie, când presa locală și națională a prezentat acel material. Deci, dumneavoastră, chiar ne-ați convins că încercați să îndreptați lucrurile, că le puteți îndrepta. Un director medical care spune că a fost un incident minor ce s-a întâmplat la psihiatrie și cu un manager care a și-a analizat acea... Îmi dați voie să zâmbesc. Încă nu am terminat vizita aici. Noi avem încredere. Vă rog. Și cazul nu este închis. Este închis probabil pentru media, pentru opinia publică. Dar nu este închis absolut deloc. Nu rămâne la ce declară unii și alții. Directorul medical răspunde de buna desfășurare a activității medicale. Eu încă nu mi-am terminat vizita aici. Aș mai avea o întrebare. În sensul că s-au dispus anumite sancțiuni? Nu. Intern, nu. Alea interne administrative sunt altceva. Nu mă interesează. Cel puțin din punctul meu de vedere, lucrurile merg în altă parte. Aș mai avea o întrebare. Vă rog. Ca Ministerul Sănătății să furnizeze un RMN, spitalul a avut un contract peste 10 ani cu o firmă privată. Foarte prost. Și firma aceea a închiriat vremenul respectiv. Prin contract, firma s-a angajat că își plătește utilitățile. Publicația la care lucrez Gojnuz a demonstrat că timp de peste 10 ani, spitalul a plătit din bani publici consumul de energie electrică a acelui RMN, vorba de peste 20 de miliarde de lei. În al doilea rând, a demonstrat că peste 10.000 de pacienți din Gorj au plătit RMN-ul în condițiile în care erau internați în spital și trebuia să beneficieze de RMN gratuit. Am răspuns oficial la Casa Judecătorie Asigurării de Sănătate. Așa este legal. Aceste lucruri au ajuns și la dumneavoastră, au avut puncte de vedere pentru presa centrală. E vorba de peste un an de la aceste dezvoltări. Nu s-a făcut nicio măsură pentru restabilirea legalității, pentru recuperarea fondurilor. Într-adevăr, Ministerul a furnizat un RMN, dar rămâne așa, peste 20 de ani. Este corpul de control aici. V-am rugat frumos să investigheze și situația... Investigează asta. Și asta. Și altele care sunt relatate de presă și pe care nu mi le-ați pus acum în vedere. Dar și asta. Atunci când am discutat cu domnul președinte și cu domnul Weber, atunci ați venit prima dată la mine. Nu știau ce să facă, pentru că era un contract în vigoare, ce să reziliați în secunda 2. Adică... Nu privat, pentru că nu expirase contractul. Exact, atunci a fost discuția aceasta. Dacă nu vă ajutăm pe dumneavoastră decidenții, ajutați-ne și dumneavoastră mai mult pe noi ca cetățenii acestui județ. Pentru că a spus că domnul Capote este numit de curând, dar PSD-ul a condus spitalul în ultimii 20 de ani. Dacă suntem sinceri, nu putem să rezolvăm nimic. Nu, suntem foarte sinceri și să știți că mi-asum inclusiv chestiile acestea. În fiecare partid există și uscături. Au fost și aici. De ce să nu spunem pe a dreaptă?
În toate partidele există. Să conduceți ministerul pentru mine o surpriză. Asta v-am cunoscut. Când conduceți acest minister din partea PSD-ului. Da, și sunt membră PSD. Nu vă purtați ca un membru PSD, din ce știm noi aici la Târgu Jiu. Dar nici colegii mei nu se comportă. Se comportă ca niște oameni normali. Până la urmă, știți, trebuie să învățăm odată și odată, trecând peste toate barierele politice, cu toții suntem aici. Din punctul meu de vedere, cu toții suntem viitori pacienți. Mie nu mi-este indiferent unde mă voi duce când îmbătrânesc. Unde mă voi duce și cine mă va trata. Pe o anumită secție, da. Mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, doamna doctor de la radiologie. Foarte mult. Am văzut singura, m-am dus să văd rămâne. E un exemplu, da. N-am fost pe celelalte secții. Mai sunt și alte dar secții. Sunt zone în care nu. Și o spun cu responsabilitate. Și asta explică adresabilitatea mică pe care am descoperit-o. Asta dumneavoastră să decideți. Dar pe viitor deci, să raportul corpului de control nu vă va fi prezentat în integralitate, pentru că dar un raport, un brief de raport, pentru că voi veni peste o lună, să-l prezint medicilor. Mi se pare corect să discutăm deschis, așa cum am discutat și despre indicatori și despre modul în care vedem noi, cei de aici, calitatea actului medical, vis-a-vis de cum o văd alții. Nu putem să discutăm acum a doua asumare, pentru că doamna ministru a spus foarte clar, urmează un raport, o finalizare a unui raport și anumite concluzii după perioada de timp. Ceea ce pot să vă spun este că ne preocupă pe toți. În primul rând, pacientul este în centrul atenției noastre. Calitatea actului medical, așa cum v-am spus, nu ne face cinste când auzim că Gorjul este fruntaș la reclamații în cele două domenii principale ale societății, educația și sănătatea. Încercăm să remediem această problemă și, după cum ați văzut în ultima perioadă, avem tot interesul și suntem hotărâți să venim și să rezolvăm lucrurile care au un anumit impact în Gorj în ceea ce privește anumite servicii, să spunem așa. Veți rezolva și la sănătate cum ați rezolvat la educație? Domnul Claudiu, atunci când există reclamații la adresa unor persoane, nu noi suntem cei care luăm decizii, da? Cei care sunt în situația respectivă, practic, se auto-elimină singuri. Cred. Am dat o declarație vis-a-vis de procedura intervențională care a fost efectuată. El este bine, dar am fost anunțată că nu mai dorește să dăm date despre starea lui de sănătate din acest moment. Dar e bine că s-a terminat cu bine. Depășim momentul critic. Da. Este un program finanțat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și este un program finanțat de minister. De fapt, două programe, că avem și moartea subită. Ministerul finanțează programele de prevenție, iar Casa de Asigurări programele curative. E adevărat că, teoretic, banii nu sunt suficienți, dar eu vă rog să țineți cont și de acest aspect. Programele naționale completează ceea ce trebuie să facă spitalele. Dacă un spital spune nu am stenturi pentru că nu mai am bani pe program, nu există, e exclus. El trebuie să asigure pacientului, dacă este internat și dacă se adresează spitalului, tot ce are nevoie. Aceste programe sunt complementare. Da, toată lumea ar dori să finanțăm integral, dar nu putem face asta. Finanțăm integral, finanțăm oncologie, finanțăm diabet, dar aceste programe sunt programe ajutătoare. Știți, întotdeauna când sunt întrebată dacă va fi ceva penal, spun da, dacă există suspiciuni rezonabile, da. E adevărat că s-au făcut multe plângeri în ultima perioadă, dar credeți-mă, chiar erau suspiciuni rezonabile. Ultima fiind povestea cu biocidele. Da, deci dacă există suspiciuni rezonabile,
O facem și pe a 35-a plângere pe la. Luați în considerare schimbarea domnului manager, chiar dacă nu de puțin timp, dar când s-au pus și interimarul, plecare un an jumătate, există un raport de control pe care îl vom prezenta, va exista, pe care îl vom prezenta conducerii județului. Ministerul Sănătății nu poate să ia decizii în schimbarea managerului din subordinea autorităților locale. Dar și aici avem o corecție de făcut, pentru că vom modifica puțin contractul de management cu indicatorii de performanță. Până acum, managerul zicea, am indice de utilizare 50, sunt bun. Nu aveam o referință. Acum lucrăm la această referință și vom introduce inclusiv posibilitatea demiterii managerului dacă pune în pericol siguranța pacientului de către Ministrul Sănătății. Mi se pare anormal să răspund de politicile de sănătate publică, de sănătatea publică și să nu pot să iau niște decizii, oricine ar fi ministru. Nu, nu. Gradul de satisfacție nu a crescut în măsura în care au crescut salariile. Dar era un lucru oarecum previzibil. Va fi nevoie de o perioadă de timp să renunțăm la plăți informale, să renunțăm la comportament de un anumit tip. Din păcate, ba din potrivă, a fost o perioadă, noi avem un barometru prin care măsurăm chestionarul de feedback, în care gradul de satisfacție chiar scăzuse față de perioada anterioară. Să se mute la spital. Bineînțeles, să nu. Să nu. Până la urmă trebuie să ne obișnuim. Da, plățile informale au fost de comun acord acceptate de toată lumea. Dar este momentul să renunțăm. Să facem actul medical așa cum trebuie să facem. E o rușine, altă e să uită de asemenea. Poftiți? Dacă, dacă s-au retras, au fost retrași atunci, în momentul în care s-a constatat neconformitatea, nu doar lotul acela, ci toți existenții în stocurile spitalelor în momentul respectiv. Ce unde avem la Socrul meu este născut acolo. Deci, vă mulțumim și noi, vă mulțumim peste luni. Nu se schimbă nimic la vârful ministerului. La vârful ministerului niciun caz.